Berarii din Germania au adoptat sustenabilitatea în procesul de fabricare a berii. Producătorii folosesc energia solară și reciclează cerealele pentru a hrăni vitele fermierilor locali. Această abordare inovatoare sprijină economia locală și reduce impactul asupra mediului, oferind clienților bere naturală și fără aditivi. O fabrică de bere din Germania îmbină tradiția cu sustenabilitatea. Pe lângă utilizarea panourilor solare, berăria reciclează cerealele și sprijină afacerile locale. Berea produsă este complet naturală, fără conservanți sau substanțe chimice. A big chunk of our grains that we source are from not too far away in Bamberg, in this area, Germany, southern central Germany. That grain is used for the brewing process, then once it's expended, we save it. It's picked up by a local farmer that's only a few kilometers away from here, and he used that because it still has a lot of protein in it as feed for his cows, which are then used and sold locally for beef. Un fermier vine o dată pe săptămână la fabrica de bere și ia cerealele uzate pe care le folosește ca hrană pentru animale. Einmal in der Woche komme ich her, hol den Treber ab, der vorhanden ist, bringe ich mit nach Hause und dann verfüttere ich es an meine Kühe. Und einen pro Tag würde ich gerne verfüttern. Manchmal muss ich halt ein bisschen strecken, aber die Kühe freuen sich halt drauf und warten jetzt auch schon. Producătorii ambalează berea în cutii de aluminiu în loc de sticle. Unul dintre motive este că acestea sunt mai ușor de transportat. So we package all of our single serving beers in cans instead of bottles because we ship so much of it outside of Germany to the rest of Europe, 34 countries actually, and cans take up half the weight. Half the space of glass, so we're only shipping can weight. It's also 100% recyclable, and there's higher recycling rate in Germany of aluminum than there actually is for glass. It's infinitely recyclable. The collaboration between the farmer and the brewery has been going on for 3 years since the brewery first opened shop. It's a tradition that spans back to the farmer's father, who originally fed the cows in the farm the spent warts, beer-powered meat. Food without waste. Colaborarea dintre producătorii de bere și fermieri asigură o producție fără risipă, cu un impact redus asupra mediului.